Dorina Chiriacu. Nu, nu, doar voi, doar voi. Ei au fost deja. Totul e permis, prezintă superproducția Amanții în flagrant și distribuția e în felul următor. Marius Manole, soțul. Nedea Marinescu, soția. Răzvan Simion este amantul. Iar Lucian Ghimiș este detectivul particular. Răzvan și Medea, haideți pe scenă. Marius și Lucian, voi mergeți prin spate, pe aici, prin și spate. Mă duc acasă așa ușor. Eu mă duc spre casă. Așezați-vă pe canapea. M-aș duce și eu acasă după proba asta, nu vă supărați. Dar mie că n-am unde să mă mai duc. Ia loc pe canapea, Răzvan. Răzvan și Medea, sunteți, sunteți la Medea acasă, ați așteptat de mult ca soțul ei să fie plecat, ca să vă puteți iubi cu pasiune și sunteți într-un moment foarte pasional, sunteți foarte romantici. Iubitule, să-ți fac un masaj. Dă un masaj la talpă. Am luat niște vitamine azi și nu știu, sunt puțin amețită. Le-ai luat cu apă? Nu, cu gin. Și pentru nu că, trebuia? Nu, pentru că sunteți foarte romantici, Medea, tu propui să ascultați niște muzică și îl rogi pe Răzvan să pună muzică la casetofon. Pe bune? Răzvan, da? Ce-i spune să ascultăm niște muzică și după aia desfacem și șampania? Mai bine îți cânt ceva? Îți dorești foarte tare să auzi niște muzică, așa că îi dai drumul. Bun. Vrei să dansăm? Minunat, începeți să dansați, pasional. Da, dansăm așa în singurătate. Ce tango frumos, hai, dansați. Tango, vreau să vă tango. Să mă dragă că improvizez. Alo! Ușor, pune-i la valiera la loc. Dintr-o dată sună telefonul. Medea. Vezi cine sună? Oprești muzica. Nu vrei să răspunzi tu? Nu. O fi de la bancă, răspunde tu. Alo, da? La telefon este soțul tău. E soțul tău care îți spune că ajunge acasă mai repede. Iubitule, tocmai făceam curat. Dar ce-am obosit. Îți spune că e la scara blocului și că... Unde ești? E la scara blocului. La scara blocului? De ce? Nu, te aștept. Și vine sus. Hai, te aștept. Bine, vezi, nu lua liftul, că nu merge, vină pe scări. Repede. Vă gândiți? Repede. Ce s-a întâmplat? Vine! Vine? Vine! Nu acolo! Se aud bătăi în ușă? Nu! Se aud bătăi în ușă? Repede, dă-l-o! Răzvan, te ascunzi în debara! Ascunde-te repede în debara! Ascunde-te. Stai, repede, repede! Iubitule! Bun, îi deschizi ușa și îl primești cu dragoste. Intră! Iubit! Ce-am Bun. Bun. Ești foarte fericit.